Bună ziua, deputatul 21 consilieri, avem astăzi o prezență de 16 consilieri. Prin dispoziția numărul 1743 din 10-a 10-a 2016 este convocată astăzi într-o ședință de îndată Consiliul Local al Municipiului Român. Ordinea de zi? 17. Ordinea de zi, avem 3 proiecte, 2 de bază și 1 suplimentar. Să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 1, privind modificarea hotărârii Consiliului Local, numărul 197 din 29-a 9-a 2016, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct ale unităților de învățământ din Municipiul Român. Comisia de Cultură. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții? Da, eu. Am o mare rugăminte la dumneavoastră. Dacă sunteți nominalizați pe această listă, aș vrea să vă rog să, în acea zi, să vă faceți timpul necesar încât să fiți prezenți, pentru că dacă unul din membrii comisiei nu este prezent, atunci comisia nu este legal constituită și examenul a căzut. Și e vorba de un om care s-a pregătit, care candidează, care este prezent la examen. Și zic că nu e corect să ne batem joc de el. Aici a apărut o situație de moment, că consilierul Iacob pleacă la Bruxelles, dar eu am explicat foarte clar că trebuie respectate niște lucruri și când le asumăm, trebuie să rămână asumate. De aceea aici văd că eu am lista în față, nu? Și dacă iau de jos în sus, doamna Iulia Havrici este pe listă și sunt convins că va fi aici în zonă, Daniela Suman la fel, Roxana Iorga la fel, Leonarda Chiriloae la fel, Miluță Scutaru la fel, da? Nu cred că este plecat în nicăieri. E vorba de mâine. Și mâine și pentru cei care trec mâine. Nu știu, cei care trec faza următoare. Prima dată. Lucian Pascariu, dar nu-l văd. Lucian, ci știu. Andrei Fron, Daniel Vasiliu, Georgi Bălan, da? Constantin Ghica, da, da. Da? Deci, încă o dată am trecut în revistă, că nu mai e că să facem pătările de consiliu. De asta am și făcut. Da, vă rog! Mâine este proba scrisă și vreau să știți că am venit adrese destul de contradictorii și în ultimul moment. Și inițial s-a spus că se va trage la sorți și vor veni numai cei care vor fi trași la sorți. Astăzi, de exemplu, se face o tragere la sorți, probabil pentru a stabili sălile. Nu. Așa? Și a venit o adresă că toți trebuie să mergem acolo. Începe la ora 10, da? Deci trebuie să fim acolo. Tragerea la sorți este pentru cadrele inovatice. Supravegheparele a examenului. Deci nu pentru orice reprezentanții Consiliului. Nu, comisii sunt toți acolo, trebuie să fie toți. La supraveghere sunt. Deci cea de la sorte sunt mai pentru cei doi în partea Consiliului de Administrație. Astăzi, la ora 11, trebuie să meargă cei doi profesori din Consiliul de Administrație desemnați în corp. Ei poți fi trat la sorte. Nu merg reprezentanții la sorte. Da, deci noi trebuie să mergem mâine. Da, veți fi prezenți în comisiile de examen. Asta ce spuneam. Da, mâine la ora 10 începe proba. Deci fim acolo, zic eu, la 9. Bun, dar noi ce facem la ora 9? Două ore am trebuit să stă 20 minute. Da, Andrei nu-i problemă, da? O veniți să luci Andrei. Da, 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 bine. Nu, deci astăzi urmează să mai apară niște adrese, nu-i așa, domnul director? Și părerea mea este să avem toți atenția pe e-mail-urile pe care le primim astăzi. Și să-mi anunțați, știm exact așa. Oricum, directorul de școală au obligația să anunțe toți membrii comisiei. La interesul lor. Da. La urmă, poate, este și interesant. Dacă nu-i prezentul membru, mi-a așa vă spus inspectorul general. O sunat și aseară și azi dimineață, am stat de vorbă cu el, mi-a prezentat problema asta, zicea, te rog frumos, bagă în consiliu, de asta am făcut asta de data astăzi. Și zic, bă, dar dacă n-ai doi reprezentanți ai mei de la Roman, ai unul, zice, nu, dacă unul e absent, comisia nu-i legal constituită, cu examenul sunt chiar apărat. Da. Da. Nu știu dacă s-a aceeași oră.
pe urmă. Acum e proba scrisă, după ce se trece, se face graficul de parcurgere a probelor, de analiza curriculumului vitae, al planului managerial, proba, și a interviului. Proba fizică este unică, începe sigur. La ora 10, se termină la ora 12. Sigur. Și este eliminator. Și este eliminator. Da, da. Deci fiecare trebuie să obțină 35 de puncte, cine nu obține 35 de puncte. Din cine nu le obține, nu intră în ultima probă aia cu interviul. Da. La fiecare probă trebuie minim 35. 35 proba scrisă, 35 curriculum vitae, 35 interviu cu planul managerial. Da. 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 Ok. Da. Mai facem o recuperare. Da. Zi. Facem o recuperare de prezență, 18 consilieri, consilier domnul consilier Pascaliu. Și punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mulțumesc. Proiectul numărul 2, privind rectificarea bugetului local și a listei de studii și proiectelor finanțate din bugetul local pe anul 2016. Comisia pentru buget finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții dacă sunt. Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Și ultimul proiect, proiectul suplimentar, privind instituirea dreptului de servitute în favoarea SCI 1 Moldova, distribuție SCA, asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Roman. Comisia pentru urbanism. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia juridică. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuția că sunt. Da, vreau să spun eu, ca să știu exact despre ce e vorba, de un acord pentru racordarea bazei logistice Oscar Downstream din Roman, care se apropie de finalizarea lucrărilor și pentru a se racorda această bază logistică și depozit central din Moldova la rețeaua de energie electrică, până la urmă cum a funcționat în regim de alimentare tip organizare de șantier, acum trec la faza finală de alimentare instituțională. Despre asta e vorba. Mulțumesc. Da? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mulțumim. Detalăm ședința ce se face.